Vreau să vadă și telespectatorii mai tineri cu cine avem de-a face. I-am rugat pe colegi să ne prezinte câteva momente. În privința lui Marian Constantinescu, mi-aduc aminte de un gol foarte frumos înscris pe final de carieră și o să-l vedem. A rămas golul carierei. Așa. Poate găsim câteva imagini și cu Marian Savu în arhivă, pentru că sunt... Golul ăsta a rămas în istorie. Păi ce ai făcut aici? M-am uitat la Ibrahimović. Foarte frumos gol. Și de-abia țin minte că am fost rezervă la meciul. Da, am fost rezervă. A intrat cu câteva minute. Și un minut, două. E prima atingere. Păi, dar n-ai voie. Da, s-a supărat fostul meu coleg Calancea, care am fost colegi la Piatra Neamț. A zis că de unde... Dar trebuia să se aștepte, că și la antrenament mai lua din astea. Foarte frumos gol. A, este, cred că... Unul dintre cele mai frumoase, da. În top, hai să spunem top 10... All time în Liga 1. Da, a fost băgat, ceva de genul ăsta a fost. Da, băgat, uite, da. Nu știam. Știu că ai apărut și pe la CNN. Nu a fost? Atunci sau nu știu unde a fost. A făcut turul. Da, era pe stadionul de la Extensiv al Universității Craiova, acolo. Unde jucam cu Extensiv, ce meciuri mai aveam și cu Extensiv. Craiova. Bine, și centrarea bună.